îi unește dragostea, acest sentiment profund, ei astăzi sunt mire și mireasă. Iar noi le spunem bun venit la nunta lor frumoasă. Marșul să răsune pentru mirii noștri, Olguța și Tudor! Și toate aplauzele pentru miri, ciocniți paharele, pentru iubire, pentru noroc, pentru mulți copii! Cei mai frumoși, cei mai tineri nași, bine ați venit! Bună seara, Hristos a înviat! Noroc și putere de limită numai ea. A frământat mult, da? Până i-a ieșit colacul dorit. Uite că el este gata, rumen, proaspăt, împodobit cu flori. Și vom afla, scurt timp, cine va fi șeful în casa voastră. Și acum vreau să aud susținătorii miresei, a Olguței. Și în timp ce îi rup colacul, dumneavoastră strigați Tudor dacă vreți să câștige mirele, sau Olga, Olguța, dacă vreți să câștige mireasa. 1, 2, 3, start! Întrebându-o dacă vrea să-i fie soție. Și desigur, răspunsul ei a fost care? Da. Aplaudați! Au mers apoi și la părinții Olgei. El i-a cerut mâna oficial de la tatăl socru, de la mămică. Iar din noiembrie 2014 au început pregătirile de nuntă.
În tot acest timp, să știți că s-au susținut unul pe altul, au fost alături și în momente bune, și în momente grele, fiindcă îi unește sentimentul cel mai profund, cel mai puternic, dragostea. Iar astăzi, 3 iunie 2016, noi suntem prezenți la nunta lor ca să le facem sărbătoarea mai frumoasă, să le strigăm un amar și să le invităm la primul dans al dragostei. Amar! Cânci cu bine și de mesii mele. Familie, să vă iubiți toată viața și să aveți parte de un destin așa precum vi-l doriți voi.